Bine v-am regăsit, astăzi o să testez fierăstrăul pendular de la Makita. Este modelul DJV180 pe care vi l-am prezentat într-un clip anterior. Pentru cei care încă nu ați văzut video, o să vă las un link în dreapta de sus a ecranului și puteți să intrați acolo să vedeți prezentarea. O să-l testez în lemn, bineînțeles, poate reușesc să găsesc și ceva metal, pentru că vreau să văd și în metal cum se descurcă, deși eu nu o să-l folosesc pe acesta pentru debitări în metal, dar poate există vreodată o situație în care aș putea să folosesc numai genul ăsta de sculă. Am câteva pânze pe care o să le folosesc astăzi, majoritatea sunt de la Bosch. Am pentru o tăiere mai fină în lemn, am acest T101B de la Bosch, Clean Wood. Mai am un T144D pentru avansări rapide în lemn, încă o pânză HSS tot de la Bosch pentru metal și încă o pânză pentru lemn cu lungimea de 120, tot așa cu avansare rapidă pentru tăiat grinzi de 80x80 sau 100x100. Ce nu apucasem să vă arăt în clipul trecut este acest sistem de aspirare. Are ca o tijă, așa ca o duză, care se montează exact în felul în care am montat-o eu. Omisesem în clipul trecut să vă arăt acest lucru. Duza pe care eu nu o să o folosesc pentru că nu am aici niciun fel de adaptor momentan care să se potrivească la aspiratorul pe care îl folosesc eu, cel de la Black & Decker, așa că asta eu nu o să o folosesc. Dar este interesant totuși acest sistem pentru cei care aveți sau cei care lucrați înăuntru în ateliere și vreți să evacuați tot rumegușul, să păstrați curățenie la locul de muncă. Intră greu și iese la fel de greu. Am reușit să-l dau jos. Talpa, protecția asta pentru suprafețe fine, nu o să o folosesc momentan pentru că voi începe să tai ceva materiale mai aspre și atunci nu o să am nevoie, o să folosesc doar talpa așa cum vine ea. Haideți să vedem ce iese și cum se descurcă acest fierăstrău. La final aș vrea să fac și un versus cu mai vechiul meu Bosch PST650. Ăsta are 3100 de pendulații, ăsta are 2600, deci cel puțin în teorie ăsta ar trebui să avanseze ceva mai rapid. Dar pentru distracție, la final voi lăsa și acest test pe care vreau să-l fac. Așa că să-i dăm drumul la teste. Primul test l-am făcut într-o scândură de rășinoase cu lățimea de 100 de mm și 28 de mm grosime. Pe treapta 0 nu am folosit treptele de pendulare pentru că am vrut să văd cum se descurcă gradual pe toate treptele. Destul de ok, taie și înaintează în această scândură, după părerea mea. Apoi am montat și protecția pentru tăieri mai fine, care vine inclusă în pachet. Se montează în spațiul dedicat din talpă și în teorie ar trebui să împiedice ruperea marginilor materialului, astfel încât tăietura să fie mult mai fină. Am testat și cu această protecție, într-adevăr marginile nu mai sunt atât de rupte, însă rezultatul nu mi s-a părut atât de satisfăcător, adică nu știu la ce aș putea folosi această protecție, pentru că așa cum rezultă din acest test, nu mi se pare că schimbă foarte mult situația, iar dacă chiar ai nevoie de o margine foarte curată, atunci nu consider că o poți avea cu această unealtă, indiferent de pânza folosită sau de protecția din dotare. Pentru că tot aveam protecția montată, am zis că ar fi interesant să vedem și cum rămân marginile dintr-o foaie de PAL, pentru că aici putem testa cel mai bine dacă fierăstrăul poate fi folosit pentru debitări de finețe, dar așa cum vedeți și voi, marginile rămân destul de rupte. Îmi pare rău totuși că nu m-am uitat și pe cealaltă față să văd dacă a rupt mai puțin acolo decât pe această față, având în vedere că dinții pânzei sunt îndreptați în sus și cred că ar fi cam același principiu ca la debitarea cu pânză circulară. Am modificat unghiul talpei și
am făcut și o tăietură în 45 de grade pentru a vedea care este rezultatul și cum se comportă unealta și pentru tăieri la 45 de grade. Nimic de reproșat aici, cu puțină pregătire a zonei de lucru puteți tăia în 45 de grade fără prea mari probleme cu acest pendular. Am trecut la testul următor. Aici am încercat să mă joc puțin cu el într-o foaie de OSB, nu pentru a vedea dacă îl taie și cum îl taie, ci pentru a testa ușurința cu care poți decupa forme rotunde, iar manevrabilitatea de care a dat dovadă chiar m-a impresionat. Se pot lua curbe destul de ușor cu acest pendular. Mie mi-a și vibrat puțin pentru că nici materialul nu a avut o prindere foarte bună, dar chiar am fost destul de impresionat de ușurința cu care am putut lua curbe și fierăstrăul chiar s-a comportat destul de bine, nu mi s-a blocat, adică nu am întâmpinat mari probleme, este destul de manevrabil și chiar am simțit asta față de mai vechiul și mai ieftinul meu Bosch cu cablu. Următorul test a fost să văd cum se comportă sistemul de pendulare. Am prins în masa de lucru de la Wolfcraft o grindă cu dimensiunile de 100x50 mm și am setat fierăstrăul pe treapta 0, adică fără pendulare. După ceva efort am debitat grinda și am setat fierăstrăul direct pe treapta 3 pentru a vedea cât de repede taie pe această treaptă cu sistemul de pendulare la maxim, iar după cum vedeți și voi, diferențele sunt destul de mari ca timp de lucru. Fiindcă am vrut să văd și eu și să vă arăt și vouă cum se comportă pe fiecare treaptă de pendulare în parte, am prins în masa de lucru o grindă de 100x100 mm și am început tăierea pe treapta 0, după care am trecut la treapta 1, la 2 și în final la 3 și ați văzut și voi cum se comportă și cât de repede poate tăia în funcție de reglajul treptei de pendulare. Este o funcție care îmi place foarte mult la acest fierăstrău pentru că în primul rând poți să tai mult mai repede suprafețe mai groase și nici unealta nu se forțează așa de mult ca la tăierea fără acest sistem de pendulare. Am zis că testăm și în ceva metal, așa că am găsit o bucată de țeavă cu grosimea de 1 mm, am montat pânza pentru metale și testul a fost unul destul de scurt pentru că fierăstrăul a tăiat destul de ușor și de repede bucata de țeavă. Am repetat tăierea doar pentru a surprinde acțiunea și din alt unghi, iar rezultatul a fost același. Pentru final, vă promisesem un versus între acest fierăstrău și mai vechiul meu fierăstrău cu cablu PST650 de la Bosch. Am montat pânza de 120 de mm cu avansare rapidă, am setat fierăstrăul Makita pe treapta a treia și am tăiat grinda de 100x100 mm relativ ușor, în timp ce pendularul Bosch, care nu dispune de funcție de pendul, s-a chinuit mult mai mult timp până ce a tăiat și el o bucată din această grindă. Testul nu vrea să demonstreze care din cele două modele taie mai repede, pentru că dacă aș fi tăiat cu treapta 0 și la pendularul Makita, cu siguranță aș fi rămas în urma celui de la Bosch, pentru că are mai puține pendulații pe minut, însă ideea era de a arăta de ce mi-am dorit un model cu sistem de pendulare. Sigur, asta a fost doar unul din motivele pentru care mi-am dorit altceva, pe lângă celelalte trei criterii esențiale pentru mine: acumulator în loc de cablu, posibilitate de blocare a butonului și pornire controlată din întrerupător. Funcții pe care modelul Bosch nu le are, însă, repet, diferența de preț între cele două este foarte mare, iar unul este gândit pentru hobby, pe când celălalt este, cel puțin în teorie, construit și vândut ca fiind profesional. Așadar, acestea au fost testele pe care le-am făcut cu fierăstrăul pendular DJV180 de la Makita. Sper că v-am fost de folos cu acest test. În cazul în care
vreți să-l achiziționați și voi. Și dacă v-a plăcut, puteți să dați un like la acest video, iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal, vă invit să o faceți și în acest fel veți rămâne mereu actualizați cu noutățile pe care le voi posta aici. Așa că până data viitoare vă doresc ca de fiecare dată mult chef de treabă și numai bine!